Această fotografie reprezintă un punct de pornire al revoluției modernității în sculptură abstractă. Sculptorii se despart de lucrările lor pe parcursul carierei și atunci au interesul să fotografieze lucrările ca să poată să dezvolte ideea respectivă în alte lucrări. În privința capului de fată, avem o situație particulară, pentru că Brâncuș distruge acest portret. S-a spus despre el că s-a pierdut, există argumente că a fost distrus cu intenție. În momentul de față există suficiente argumente pentru a reconstitui traseul importanței acestei fotografii. La începutul ianuarie 1907, Brâncuș intră ca ucenic la Rodin. Era cel mai mare sculptor al Franței. Când ajunge la Rodin, are ocazia, astea două luni și jumătate, să studieze capodopera maestrului, Poarta Infernului, care era adosată pe unul dintre pereți și care era dominată de un triptic al lui Adam. Realizează că a pune tripticul lui Adam deasupra porții Infernului era o inadvertență majoră. Pleacă de la Rodin, începe, cum spuneam, să lucreze în replică la tripticul lui Adam, un triptic al Evei, un triptic virtual, pentru că e compus din piese care nu poartă nume Eva, dar care reprezintă Eve și care se compune din faza inițială din cap de fată, după aceea sărutul. Capul de fată era prima ipostază a Evei care este alungată din Eden și după două luni și jumătate pleacă. De la plecare, din jumătatea lui martie, începe lucrul la o suită de lucrări, cap de fată, Sărutul, Rugăciune, Domnișoara Poganii, Muza Adormită, care definesc un traseu de o vigoare absolut excepțională, la antipod față de estetismul academic, și pe care critica de artă și istoria de artă le vor circumscrie ca fundament al unui nou tip de scritură plastică în arta modernă și fundament al sculpturii moderne. A plecat de la Rodin după ce înțelesese de la el care este secretul marii arte, acela de a te fixa ca creator de opere pe temele majore ale imaginarului european. Remarcați că portretul acesta reprezintă o figură, o fizionomie a îndărătnicii, da? Încăpățânării rele. Deci este bărbia hipertrofiată, este fruntea îngustă, este ochiul drept care este închis și ochiul stâng care e deschis. În simbolistica tradițională, stânga este partea rea și dreapta este partea bună. Deci are partea rea funcțională. Capul de fată reprezenta în momentul o evă, nu pot detalia aici, momentul păcătuirii, deci alungării din Eden. Sărutul, care este o ipostază a fericirii edenice. Și rugăciune, care este o ipostază harismatică a unei eve construite pe principiul unui Crist feminin. Și la sfârșit reface prima fază, capul de fată, sub forma cumințeniei pământului, care este aceeași temă, dar inspirată după Eva Bretonă a lui Gauguin și permitea, deci, în timp criticii să identifice că aici a fost cheia de decodificare pentru viitorul creației brâncușiene, că era o Eva. Și fotografia a jucat un rol, era un suport pentru argumentația, pentru pledoaria lui, pentru un nou tip de sculptură. El vine cu o nouă cheie de concepere, de articulare a compoziției plastice. Herbert Reed spunea despre Brâncuș, un aforism al lui celebru, că istoria sculpturii europene cuprinde trei pietre de hotar, Phidias, Michelangelo și Brâncuș. Deci îl înscrie pe Brâncuș într-o paradigmă de 2500 de ani. Este cel mai mare sculptor al sublimului de secolul 20. Era imposibil ca o persoană care vine cu atâta noutate în demersul lui să nu devină centru al atenției sau al emulației de către alți sculptori. Și, practic, în momentul de față avem datoria de a stabili această congregație a sculptorilor de filiație brâncușiană. Hilton Kramer spunea la un moment dat că Brâncuș este fondatorul, părintele sculpturii abstracte și, ca urmare, poziția relativă a tuturor celorlalte mari stele ale sculpturii de secolul 20 va trebui revizuită în funcție de Brâncuș.
Se poate spune, deci, practic, că Brâncuș a codificat aceste alegorii sculpturale, pentru că toate sunt alegorii sculpturale, în funcție de teme care nu puteau să fie descoperite sau identificate decât de critici din România.